Un nou loc de unde poți cumpăra coins la FIFA. Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații. Simplu! Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un episod din Pokémon Ultimate Team! Poate ultimul! Cine dracu știe, a trecut o grămadă de jucători de gold. Avem full gold în acest moment. Avem pe McCarthy, Bertrand acesta, Davis... Loughton, Ward-Prowse, Cleverly și bineînțeles în atac Austin, care e slab de tot. Probabil la următoarele evoluții nu o să iau numai englez, o să iau din BPL, pentru că nu sunt englez. Bun, mă, ce dracu, sunt foarte puțini și păi cam am pe majoritatea. Oricum, asta e echipa, oameni buni. Și haideți să ne căutăm oponentul de astăzi. Poate ultimul episod, cine dracu știe. Da, oameni buni, am găsit aici un oponent. Iată, e și ăsta la început. Măi, din ăștia, doamă, ce dracu, mă. Iată, ăsta are un ST acolo, probabil n-are jucător. Da, nu știu ce să zic. Probabil e din ăla care, așa e că e din ăla care nu joacă. Cred probabil că e din ăla care nu joacă. Hai să vedem care dracu-i treaba cu el însă, cu adevărat. Ia, vine spre minge. Joci, mă. Joacă-mă, uite-l, mă, că joacă-mă. Am testat aici teoria conspirației. Lalana, superb, hai Cleverly. Poate să fie acesta ultimul episod, oameni buni. Cine dracu știe? Hai mă și tu, hai și tu, Austin, du-te acolo, tată. Austin, 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 hai că e bine, Cleverly, Tom. Ai de cap meu, oribil, oribil, oribil. Cum să dai dracu așa la poartă. Uite și pe ăsta că nu ajunge la minge cum trebuie. Marriott, Macmillan. Macmillanule, stai, potolește-te, Macmillanule. Oh, shit, oh, shit, stai așa că scapă ăsta. Vezi că mi-au gol acum, parcă vezi. Uite, e liberă la acolo, nu pot să cred. Unde dracu e Smalling, bă? Unde este Davis, acela? De ce dracu joacă ăștia ca niște dobitoci, mă? Trimite-mi dracu la tăia lemne în pădure, mai bine. Ok, Henderson, bună trecere. Rashford stătea pe loc, îl văzuse? Mamă, bă, bă, bă. Opa, ce dracu era cu lagul ăla pe jos. Vine acolo Austin. Oh, frumos, hai că a fost frumos golul. Nu mă așteptam. Austin, sincer, n-am speranțe prea mari de la el. Totuși, aici a dat frumos, bă, cu călcâiul acolo. Dintr-o poziție destul de grea. 1-0, ce pot să zic. Conduc și avem două evoluții deja la acest scor. Iată aici, pe jos, călcâiul. Extraordinar. Și haideți să continuăm. Ăsta dă în afară. E, mă gândeam eu că o să dea la cu capul. Părea, pare un jucător bun. Bă, dezgurgă bine ăsta, n-am ce dracu să-i reproșez. Adversarul nu e așa rău. O, da, însă pasa asta știu că e bună. Rashford! Gol, mă! 2-0! Haide încă unul. Să avem încă o evoluție în plus, mă! Rashford, senzațional jucător. Foarte bun, în anumite momente, ce-i drept. Când scap cu el, e cam greu să ratez. E un jucător foarte bun. Eu sunt și dobitoc. Macmillan, fault. Nu, asta s-a avantaj, fac. Mi-a intrat ceva în ochi. Ce dracu, bă! A, ochiul meu! Fac! Ok. Ai să-mi bag pula, e groaznic. Austin. Ok. Tu-s morții, mă, de ochi. Ce mi-a intrat în ochi, mă? Ward-Prowse. Ward-Prowse rezistă. Ward-Prowse cu un șut din prima. Bă, ce șutor slab e aici, bă, tată. Se șutează una bine cu ea de bronz, aparent. Ea de bronz sunt cei mai buni șutori de până acum. Dacă ați observat. La distanță mă refer. O, da, Davis, foarte bine. Lalana, lalana, lalala, lalana. O, ce trecere. Și șut acolo, uitați-vă, cum am spus. Ăștia de gold sunt de căcat la șuturi. Și de silver în mare parte și ei. Nu știu. O, stai așa că scapă omul. Mariot! Nu, nu era ultimul fundaș, așa era ăla de acolo lângă. Nu, nu e, nu. A futut pe măta, nu! Nu las fucking Smalling, ce? Am luat roșu la Smalling, du-te dracu! Dar nu era ultimul apărător, mai era unul lângă acolo în față. Nu era ultimul apărător, sau era ultimul apărător, nu știu, n-am văzut bine faza. Fuck! Nu-i bine. Am luat roșu la Smalling. Va trebui să joc un meci cu ceva echipă de bronz ca să-i treacă cartonașul. No, pa, și se poate să fie gol aici. Bă, joacă bine omul. A forțat un roșu și acum am probleme gigantice în apărare. Trebuie să modific cumva. Dar n-am ce, n-am cum să modific. Voi juca cu 3 fundași. Și cel mai bun fundaș al nostru, la dracu, cred că cel mai bun jucător al nostru a luat cartonaș roșu. Pentru că sunt dobitoc și bag tackling-uri oribile. Austin! No, ce gol, bă! Ce gol de la Austin, ce replică! Ei bine, meciul s-a cam echilibrat în aceste momente.
oarecum. Dar până la acest șut, bă, până la acest șut, 3-1. Da, bă, cu un om în minus, nu contează. Jucăm cu un om în minus. Se duce careva pe aici, bă, 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 oameni. O, da, bună pasă, Rashford. Și acum peste la Rashford. N-a fost offside? Cred că l-a scos ăla. Rashford peste, peste poartă. Normal, normal. Cum, da, futu-s morții, mă, te-am dat cu genunchiul. Fuck! Ai, să-mi dau frumos, cu genunchiul peste birou. Da, Hristos, de ce dracu mi intră, mai întâi mi intră ceva în ochi, acum dau cu piciorul peste birou. Genunchiul meu. Fuck my life, dude. Ah, senzația de aia de electrocutare în genunchi, nu-i bine. Rashford, haide tată, hai Rashford, ah, nu se dă nimic aici. Oh, Davis, bă, ce trecere a avut, ești nebun la cap. Cum a dat mingea acolo în față, ați văzut? Oh, și Cleverley nu poate. Cleverley e mai slab decât Davis acesta. Uite-l din nou, Davis. Senzațional, mă, și face treaba acolo în apărare ca un zeu. Însă că n-ajungea la al meu de s-a dat fault în cele din urmă. Și este galben pentru asta, această tipă. Cine e asta? Femeia cu barbă, Conchita. Oh, no, 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 no. Oh, futus, nu, offside acolo, nu? N-a fost offside, încă o ocazie mare pentru ăsta. Bă, joacă bine, bă, băiatul. Felicitările mele pentru el. Echipa asta se descurcă, dar la, în apărare nu prea o face. Rashford trece aici de el și, wow, craci la portar. Ei, tânărul Rashford înscrie golul 3 oare al lui. Ei, este așa. Sau nu, cred că a dat Austin 2 și ăsta 2. I-a dat craci la portar, așa-i? Ar trebui să bag regulă, când ai craci la portar să termine seria, gata. Da, o, două, Austin 2, Rashford, încă o dată situație. Încă o situație de două evoluții în plus din hat-trick-uri. La Lana. În apărare nu se descurcă, nu știe să bage tackling-uri. E ok asta pentru că o să dau hat-trick aici cu Rashford! Cu Rashford, oameni buni! Încă o evoluție în acest moment. Dacă mai dau un hat-trick cu Austin, dacă mai dau un gol cu Austin acum, o să avem și 6 goluri și încă o evoluție în plus. Extraordinar, oameni buni! Extraordinar! Tu ești alesul, Lowton. Ward-Prowse. Ia mingea după tine, dobi... Hai, mă, ce dracu a fost asta, bă? Nu puteam să-l trimit după minge, vorbesc serios. Bă, de jocul ăsta e atât de random. Ok, bună, pasă la Lana, unde ești Austin? Austin, unde ești Austin? Nu este Austin. Nu este Austin, hai măcar să dăm 5. Henderson, Henderson! Oh, gol, mă! Frumos golul ăsta, 6, bă! Să dăm 6, nu 5, ce dracu zic. Motoreta! Motoreta Henderson, 6-1. Bă, n-am dat al treilea gol cu Austin. Dar până la urmă este 6-0. O evoluție din două, e ok. Final, oameni buni, final. Câte evoluții avem astăzi? Haideți să vedem. Scorul a fost 6-1, avem un hat-trick la al nostru Rashford. Deci avem așa, 2, oh, 10 pentru Rashford, 3 goluri, superb. Avem așa, 2 evoluții din victorie, una de la 3-0, încă una de la 6-0 și încă una de la hat-trick, 5 evoluții, 5! Hai să vedem, să schimbăm și numărătoarea, oameni buni. O să începem de la atacant, ăsta o să fie 1, apoi o să fie ăsta 2, 3, apoi 4, 5, 6 și portarul 7. Bun, deci o luăm invers. Bine, aceeași chestie, numai că scurtăm numele ca să nu mai pice băia care nu pot evolua. Așa că hai să vedem aici, punem 7 și să tragem 7, mă, nu 17. Hai să vedem numerele extrase, oameni buni, între 1 și 7. Ok, hai să vedem. Avem 3... Stai să le scriu undeva, că eu-s dobitoc și uit. Eu uit, că-s idiot. Ok, avem aici minunatul număr 3. Apoi avem mă, nu 3. Ce dracu de 3 ori? Hai, mă, ce morții mei. Așa, 7. Bun. 4. Avem 1. Evoluează și atacantul, e bine. Și încă una, ultima evoluție de astăzi, numărul 6. 6-6. Avem așa 1, 3, 4, 6, 7. Bun. Da, oameni buni, iată evoluțiile de astăzi. Avem în poartă pe Butland, unul dintre cei mai OP portari de anul ăsta. E super bomu, bă. Are înălțime, are tot ce vrei. E foarte bun in-game. Avem aici pe Clichy, cum am mai spus, nu o să-l aduc numai englez pentru că-s decăcat, bă, slabi. E așa că l-am luat aici pe Clichy. Chiar e interesant, chiar îmi place Clichy. L-am mai jucat un meci. E bun, e ce trebuie. Super. Bun, cu barba aia, cum drăguțul lui. Apoi avem aici pe Coleman. Iată-l pe Coleman, oameni buni, 79 pace, este echilibrat.
Inițial am vrut să-l iau pe Valencia, dar când am văzut că e foarte scump, nu l-am mai luat de-al dracu. mai am 900 de coins în acest moment, deci nu stau foarte bine financiar anul ăsta în FIFA, deși am avut vreo 500 de ca... Dar s-au dus pe pecuri, aia e. Iată aici, oameni buni, e bun Coleman. Apoi îl avem pe Ander Herrera, unul dintre preferații mei. Iată-l, Herrera, senzațional este el. Box to box, are pace, are shooting, are passing, are dribbling. 4 stele, înălțime bună, ce vrei mai mult. Și bineînțeles, ultimul, dar un cel din urmă, în atac îl avem pe Ahmed Musa. Ahmed Musa, o 93 pace, are shooting, are 4 stele skill moves, driblează, stai zici, dumnegod de jurie, senzațional. Și aceasta este echipa, mai avem doar 2 oameni care trebuie să evolueze probabil data viitoare. Și mai probabil data viitoare se va termina seria oameni buni. Hulala, nebunii aici. Arată bine echipa, arată foarte bine. Am o surpriză și pentru data viitoare, să vedem aici ce aducem. Poate aducem ceva mai interesant, cine știe, pula mea. Oricum, cam atât. Eu am fost Guic, să aveți o zi grozavă. Ciao, les.